Doamna Dăncilă a adăugat noi motive să nu ne îndoim de inteligența sa. Într-un discurs la Bruxelles, șeful guvernului român a spus că România va organiza un eveniment care își propune, fiți foarte atenți, să contribuie la sprijinirea combaterii negaționalismului și a Holocaustului. Intenția o fi fost bună. Ce a ieșit dovedește că. Doamna, pur și simplu, nu stăpânește limba română sau creiera și nu-i funcționează. Și atunci nu poate să facă. Deci, ea nu are, sinapsele nu merg foarte bine. Mă întreb, ce imbecil a putut să-i scrie așa ceva? Surse extrem de credibile din guvern mi-au șoptit că doamna Dăncilă are în ureche o cască de culoare a pielii prin care îi se u suflă și că motivul pentru care încurcă balconul cu balcanul e că nu pricepe aceste cuvinte. Nu pricepe, pur și simplu. Poate e o informație falsă, dar eu zic să nu ne îndoim până nu verificăm. Așa. Îmi mai inaugurăm azi o rubrică numită Picătura de educație elementară pentru doamna Dăncilă. Începem cu Holocaustul. Exact cu Holocaustul. Holocaustul, doamnă premier, este un termen utilizat pentru a descrie uciderea a aproximativ 6 milioane de evrei în timpul celui de-al doilea război mondial. Această aberație, această nenorocire a secolului 20 a fost parte din soluția finală. Așa a fost numit programul de exterminare a evreilor, proiectul de suflet al lui Adolf Hitler. Ați priceput ce ați afirmat azi? Cum ați jignit un popor care a suferit ca nimeni altul în ultimele 200 de ani, niciun popor nu a suferit ca poporul evreu, degeaba mergeți la Tel Aviv sau la Ierusalim încercând să fiți prietenoasă dacă faceți astfel de gafe în fața Parlamentului European. O gafă impardonabilă, o nenorocire. Ar trebui să mergeți să vizitați Muzeul Holocaustului, să înțelegeți ce prostie infinită ați rostit astăzi. Nici cei mai mari nenorociți, nenorociți ai lumii astea nu și-au permis să vorbească de negarea holocaustului. A fost o nenorocire, doamnă. O nenorocire pe care lumea asta nu trebuie să o uite niciodată, dar trebuie să lupte să nu se repete niciodată. Am eu niște prieteni evrei extraordinari, foarte inteligenți, cultivați, abia aștept, îi aștept să-mi spună. Unul dintre ei e un invitat... Cred că va veni chiar mâine seară pe subiectul cu 24 ianuarie. Abia aștept. Și sunt cam sediște, așa că am stângiști. Abia aștept să-i întreb cum, cum le-a sunat în urechi. Că dacă pe mine, mie mi-a venit să sar în sus, sunt curios cum le-a sunat lor. Oricum, nu ratați rubrica de mâine. Pentru că, cu siguranță, vom avea o nouă perlă de la doamna Dăncilă.